Cosmin, o remiză astăzi, un punct câștigat sau două pierdute, cum consideri? Trebuie să salut, Alex. Un punct echitabil, să zic așa, rezultatul, după cum s-a jucat. Un meci bun, stau bine teren și am obținut un punct, să zic. Ce impresie ți-a lăsat Vâlcea, ținând cont că practic cu ei vezi lupta pentru prima poziție a clasamentului? Trebuie ne-ar să jucăm, nu știu, echipe organizată, experimentată, rămâne de văzut pe viitor care face mai puținele greșeli și câștigă meciurile, o să fie acolo. Astăzi le-ai dat emoții celor apropiați, colegilor? Da, într-adevăr, la faza aceea am jucat, cred că, aproape o repriză, să zic, într-un picior. Angleza foarte inflată, sper să-mi vedem până în etapa următoare și să fim. De data aceasta, adversarele au câștigat, ca să zic așa, urmăritoarele voastre. Aveți timp să recuperați distanța? Normal, sunt multe etape de jucat și cu siguranță, dacă suntem cum am fost până acum, focusați la fiecare meci, o să fim sus. Mersi.